începe să-ți vine treaba asta de la început și proastă. Mereu vrei să ajungi pe altă și crezi tu că e proastă. Eu sunt aia care nu miște urmă, sunt aia care spun mai lucrurile, eu sunt aia care face toate. Sunt curioasă după ce să plec eu pe cine să mai vin dacă faci și că treci. Dacă nu mă las plecat în picioare, să nu înseamnă că sunt treci. Ai văd aia? Bun, stai așa, să mă lovești. După 3 zile, tu nu mai ești aici. Te vorbește cu el ca să vă rezolvați și aveți de rezolvat. Nu am ce să vorbesc cu nimeni, nu vreau nici să da. Fac acasă. Vin mai târziu. Cu voi amândoi decât. Voi doi să vorbiți, să vă rezolvați. Nu e vorba de mine, e și atât. Și nu vreau decât să nu mai fiu votat și să plec acasă. Ai văzut că ce aminte susțin. Așa cum ești tu, așa cum ești tu, oamenii se plac așa cum ești. O să fie totdeauna și care nu te plac și știai asta. Totdeauna o să fie unii care te plac și alții care nu te plac. De nu știu ce se întâmplă cu tine, că tu nu erai așa. Dacă par că sunt mult, contează și că sunt tare, asta înseamnă că sunt. E de ajuns să fie el lângă tine, ai văzut că el orice îi zice, el e acolo. Și a zis că așa place, îi place de tine așa cum ești. Asta ar trebui să fie de ajuns. Dar tu de câteva zile, de când primi mesaje, de luni? Tu de luni încoace ești numai așa, deci Doamne, mă sperii. Și numai așa e, nu te-am văzut să râzi eu pe tine de 3 zile. Au să râd deloc. E bine să fiu așa, adică să spunem că sunt rea și că am ceva cu toată lumea. Dar de când te interesează pe tine părerea celorlalți atât de mult? Tu știi cum ești. Și mulți ți-au văzut. Nu mă interesează de dacă nu erai plăcută, nu te votau. Dar nu te văd dacă nu erai plăcută de cei de afară. Văzut că sunt și așa și așa. Văzut că sunt și cu tine. Mulți. Dar trebuie să-ți revii odată, deci trebuie să-ți revii. Numai așa, deci numai așa te-am văzut de 3 zile. Poate nici el nu reușește să te calmeze, nu știu ce să zic, poate nu reușește să zică ce trebuie. N-am vrut decât să ajut pe toată lumea și
studiu încă sunt aerea. Se pare că trebuie să mă întreabă mea. Dacă n-am lăsat lumea să nu mă îmbăduvale să vorbească de mine, am fost catalogată cum am fost. Dar tu știi cum ești. Tu te știi cum ești și auzi și nefară. Nu, nici eu nu mai știu cum sunt. În fiecare zi așa... Deci mă, pe fiecare zi o să primi mesaj, dacă o să faci așa mereu. Nu mai crede, nu vreau să mai stai nimeni în prejur, nu mai să mai... Am văzut că stai numai singură, dar ce înseamnă să te izolezi așa? Ce înseamnă să te izolezi? Că tu nu erai așa, tu adu-ți aminte de cum erai tu în primele zile când ai venit. Câtă energie aveai și cât de entuziasmat erai. Deci erai foarte entuziasmat, deci revine și fii tu cum ai fost la început. Indiferent de părerea celorlalți. Deci mie îmi place că el e alături de tine. Dacă te vede așa, totdeauna așa, zic-mă că acum și-ar dori să fie cu tine, să râde, să glumii, să fiți amândoi. Dar că nu reușești să te facă să-ți revii nici el. Decât singura tu, deci tu poți să faci asta, să-ți revii. Încet, încet să-ți revii, să nu mai fie așa. Cred că nici el nu știe ce să mai zică. Dar pe tine te afectează rău mesajele astea. Deci rău de tot. Pentru că mă interesează de mama și de cei de acasă. Stai să știu cum ești. Tocmai că nu știu ce spun ei. Și tocmai pentru că sunt... Ei te știu cum ești. ...interpretată greșit. Că vreau să ajut și spun cuiva ceva, gata. Totdeauna oamenii care sunt direct, totdeauna sunt luați drept răi. Asta e știută. Când spui adevărul, asta se întâmplă de fiecare dată. Ai exact... Genul tău, am eu o mătușă și de câte ori îmi spunea în față ce mă doare, mă spălam pe ea și mai vorbeam cu ea cu săptămânile. Dar totdeauna am realizat că de câte ori mi-a spus ce mi-a spus în față, avea dreptate ceea ce îmi spunea, dar pe mine mă deranja. Oamenii care spun în față, totdeauna sunt luați drept răi. Asta se întâmplă și la tine. Dar mai bine să nu te mai intereseze pe tine. Să fac fiecare ce vrea, știi? Nu îți mai dai, nu îți mai dai nicio părere și asta e. Pentru tine, na, ai văzut. Da, pentru mine nimeni nu se fac. Mereu îmi spunea și mama asta. Nu te mai bag, pentru tine nimeni nu se bag. Toată lumea crede că ești puternică și de ce să mă mai bag? Da, așa pare, dar eu nu știu cum te nu-ți revide și am văzut numai așa. Și acum au impresia că cine știe ce ascunzi tu, că nu vrei să zici nici ce ai suferit în trecut și că nu vrei să spui acum că te văd așa, că nu te deschizi probabil și de aia. Dar așa-i fără tău, probabil la început. Și mi-a rezervat-o, cum ai zis și tu. Dar nu-mi place că nici el, nu știu, că nu vine la tine. Cred că tu zici, lasă-mă în pace, nu trebuie să te lase în pace. Exact că în momentul ăla ai mai multă nevoie de el. Eu așa cred. Că așa sunt și eu, când sunt supărată, lăsați-mă în pace, dar îmi prinde bine când e cineva lângă mine și vorbesc cu persoana aia. Dar nu mai trebuie să-ți revii, gata. Ai pus o zi, ai pus două, trei, cât? O să primi mesaje de astea mereu. Trebuie să-ți revii încet, încet, să fii cum ai fost la început, indiferent de părerea celorlalți, până la urmă. Tu de câte ori vii aici, crezi că nu te-am văzut, de câte ori vii pe canal.